Atunci nu știu ce s-a mai fi spus despre Burleanu, despre staful lui totalmente necunoscut de către marele public, ce ar fi spus generația de aur, dacă un astfel de om, altfel specialist în comunicare, așa știam noi despre Răzvan Burleanu, ar fi reușit să dea această lovitură. Acum nu știu dacă Burleanu e un specialist în comunicare. Mie îmi pare că e destul de rigid atunci când vorbește în situații oficiale, dar el ar fi trebuit să insiste, pentru că această alegere, cine o fi făcut-o, poate că nu e a lui, este una care nu îl avantajează absolut deloc. Deci, după venirea lui Daum, care a fost un fiasco, numirea lui Cosma, selecționez, evident că nu seamănă cu nimic, nu miroase a nimic. El ar fi trebuit să încerce să dea o lovitură. Noi știm că și înainte de a-l aduce pe Daum au mai fost discuții cu nume grele. Să-l readucă pe Bălăni, da, să vorbească. Tot felul de nume de-astea au invocate. Genul Roiu, de exemplu, care ne fi niciodată testat la Naționala României și având succesul pe care îl știm în zona golfului, a fi fost și el un nume mare. Da? Deci dacă aduceai un astfel de antrenor, într-adevăr ai fi avut cu ce să închizi niște guri. Așa lucrurile sunt evidente. Este un eșec înainte de a pleca la drum această națională. Doar nu cumva credeți că o să ajungem o echipă respectată în Europa cu contra-antrenor. E o glumă asta. Evident că este o glumă. Tot la fel cum este o glumă să crezi că Nicolae Dică e vreun antrenor. S-a întâmplat. A nimerit cu niște echipe absolut modeste. A un moment se va înfunda și lui. 6 meciuri la rând dacă nu bate, iau de la Steaua începând din ziua de astăzi. Da, următoarele 6 meciuri, dacă nu bate niciunul, e cu șut. Și un antrenor nu are, într-un mediu dintre ăsta inflamabil, n-are posibilitatea să se extindă prea mult. Da, n-avem antrenori, pentru că n-avem nici fotbal și e oarecum logic. Și se pare că, mă uitam în gazeta de astăzi, este un editorial al lui Alin Buzărin, un coleg pe care îl stimez în mod deosebit, cu care nu sunt de acord. De ce spun chestia asta? Pentru că el spune în felul următor: domnule, arbitrajele, și vorbește în principal de arbitrajul lui Rădulescu de la celebru meci dintre CFR și Poliaș, care a fost contestat de Flaviu Stoican pentru un out care, zice el acolo, că ar fi cronometrat, au trecut 37 de secunde la out-ul respectiv până la marcarea golului, deci n-a avut niciun fel de influență. Până aici sunt perfect de acord cu el, însă el zice în felul următor: domnule, arbitrii din ziua de astăzi se vede că n-au jucat fotbal. Pentru că aia, după vremuri, Igna și așa mai departe, aia fuseseră înainte fotbaliști și după aia au devenit arbitri. Numai că în ziua de astăzi, din ce știu eu, există niște baremuri. Ca să devii arbitru, trebuie să te încadrezi în anumite categorii până la o vârstă. De la o vârstă încolo nu mai poți promova. Dacă n-ai promovat până la o anumită vârstă, spun și eu, 23 de ani la juniori 2 sau nu știu exact care sunt regulile. Așa, nu mai poți promova. Deci o carieră de arbitru practic exclude una de fotbalist. Nu poți să fii și fotbalist și arbitru în ziua de astăzi. Mie mi se pare că regulile sunt făcute în așa fel încât nu prea ai varianta asta. Da, că ai jucat la juniori, asta e foarte posibil, însă el nu la asta se referă, ci se referă la practicarea fotbalului la seniori în Liga 1 și Liga 2. Da, în orice caz, un editorial în locul lui Cristi Giambașu, care o fi fost liber sau cine știe și-o fi luat concediu, că e la pagina lui, cum ar veni. Buzărin de obicei n-a apucat să scrie aici. El, ai văzut, avea texte mai ascunse așa prin ziar, nu se lăfăia la pagina editorialiștilor, dar n-am apucat să-l citesc. Dar văd aici, răsfoind gazeta, e întotdeauna util să răsfoiești ceva în viață. Foile, de exemplu, ale unui Kremșnit sau un ziar, pur și simplu, acel mil făi, de altfel în acceptul original, încerc să le dai și tu un pic la o parte, cine știe ce vei găsi. Uite, eu am aflat că meciul dintre CSU Craiova și Slavia Praga, care se va juca vineri seara în Bănie de la ora 20, va fi televizat în Mondovision. Adică TVR-ul, obținând drepturile, a putea fi văzut și la capătul lumii. Pentru că, nu? De aici și până la a fi produs apoi s-au împachetat și pe TVR Internațional. Cred că nu-i decât un pas, nu? Și TVR Internațional se poate capta și cu o coajă de banană, de exemplu, în Tokelau, undeva în Pacific. Deci, iată, o șansă pentru craioveni. Am înțeles că joacă cu rezervele Slaviei Praga. Pe unde va fi rest, pentru că și cehii au meciuri amicale, că nici ei nu s-au calificat nicăieri. Au meciuri amicale și atunci pleacă osatura echipei.
Atenție, nu ne referim numai la prima națională. Joacă Under 21, ai văzut, joacă Under 19, Dane. E plin de meciuri peste tot. Practic, rămân doar magazionerii, rămân doar râmarii, fierarii, da, upincarii la cluburi. În rest, toată lumea pleacă. O, absolut! Știi cum e asta? Ca aia cu audiențele TV. Păi da, am fost 38 de secunde în primele 10, pe nu știu ce segment orar, în nu știu ce noapte. Da? E fix așa și aici. Deci nu există o categorie de asta under 17, under 13 plus 2, da? Copii sub nu știu ce vârstă, veterani, da? Rezerviști. Nu există o categorie care să nu te conțină și pe tine. Deci nu ai cum să rămâi la echipă atâta timp cât pauzele astea internaționale au devenit absolut rutina tuturor. Deci nu se poate. Orice, ai un etiopian în lot, păi ți-l convoacă și pe ăla. La naționala under 14 Etiopie, chiar dacă el are 28 de ani. Dar nu contează. Deci nu există jucător practic care să rămână în perioada asta de 2 săptămâni la club. Antrenorii jonglează între ei, fac antrenamente între ei cu stafful, că nu mai rămâne nici dracu. Da, cei care sunt totuși acolo, hai să spunem, mai este câteva, ești suspendat sau nu știu ce, ăia sunt accidentați. Stau numai prin sala de forță sau pe la infirmerie sau pe nu știu unde, ca să-și revină să recupereze în perspectiva întoarcerii meciurilor care contează. Da, în altă ordine de idei, Radu, am o veste importantă. Germania și-a dat afară directorul VAR, cel care se ocupa cu tehnologia video, pentru că acesta se pare că trișa la... Evident, asta am spus de la început. Ceea ce se urmărea acolo și aici. Iată cum se confirmă ceea ce spuneai tu cu ceva vreme în urmă. Sigur, pentru că dacă, încă o dată spun, este cea mai bună măsură, dar nu să fie dată pe mâna unui om, da? Pentru că atunci ne întoarcem de unde am plecat sau ne învârtim în cerc. Sigur că dacă tot un hoț, mă rog, un specialist, vreau să spun, se ocupă de exemplificare, de ratificarea, da, de soluționarea problemelor de pe teren, ăla are și el afinități, e omul cu tare, da? Îl sună cineva, acum, fac unii presiune asupra lui. Trebuie să înțelegem că există un anumit nivel, să spunem, între ghilimele... Sofia aia ta ar trebui să fie pusă. Sofia, dar o să fie... Multiplicată și fie, pusă ea la vară. Cu siguranță, cât de curând va fi. Probabil că telespectatorii sunt familiarizați cu robotul acela, Sofia, care, iată, din ce am înțeles, o să vină în luna mai anul viitor la București să țină o conferință. Evident, nu? Un robot ține o conferință. Lucrurile evoluează, viitorul e chiar acum. Asta e o realitate. Da, uite, așa ceva realitate. Ar fi ok. Adică o persoană din asta care să aibă un chip în care să se înmagazineze toate datele esențiale, să-ți poată vorbi despre orice pe lumea asta. Eu am o altă variantă care și, e mai practică. Și să aibă discernământ. E mai practică. Nu știu dacă asta se poate, dar dacă relorile respective, inclusiv comunicarea care există în momentul respectiv, ar fi difuzate live, atunci cu siguranță hoția ar fi mai mică, pentru că nu poți să arăți ceea ce vede și ăla din cabină, să auzi ce comunică între ei și să nu îți dai seama dacă într-adevăr varul ăsta folosește la ceva sau nu, pentru că până la urmă poate nu avem nevoie de el, poate e același lucru cu ce era și înainte. Nu, e o prostie după părerea mea. Nu te poți declara dezamăgit și în Italia e la fel. Adică ei erau campionii hoțiilor, ai șmecherilor, ai blaturilor și acum îi deranjează intervenția video. Dar în ce sens te deranjează intervenția video când aia, cum să spun, este doar la nivel de interpretare, ea este întotdeauna justă. Doar interpretarea ei este o problemă. Dar cum să dai vina pe măsura asta? Dar este singura, da? Singura autentică. Adică vezi o imagine, cum era aia de la Manchester City, 2 în offside cu Arsenal. Și ăla se uită un Crăciunescu, să zicem, de-a lor și zice, nu-i offside. Da? Păi vrei să spui că sistemul e prost? Da? Nu. Omul care ghidează, care interpretează, e prost. Hai nu să spun, sistemul. Să spun o chestie care mi se pare interesantă. Nu știu dacă ești la curent, eu nu eram la curent cu chestia asta și probabil
Aici e o problemă, pentru că anumite modificări, anumite schimbări pe care FIFA sau UEFA le fac în regulamentul jocului n-ajung întotdeauna nici în presă, nici la public. E bine, se pare că autogolul are o nouă definiție conform regulamentelor, și anume, dacă tragi la poartă, indiferent în ce direcție, să zic așa, și mingea intră în poartă, e golul tău. Da. E autogol doar dacă a preluat-o unul din adversari și ăla și-o bagă în poartă. Da, la francez s-a aplicat de mult. Da. Deci acum nu mai este autogol cum... Exact. Așa era. Înainte, dacă trăgeai pe lângă poartă, se punea în Franța autogol. Scrie regulament că dacă șutul este cadrat, atunci este golul tău. Păi nu, acum și dacă nu-i cadrat. Da, la ei nu e așa, în fine. Dacă mingea nu se duce pe poartă, să zicem, stabilesc ăia, sigur, tot ochiul uman, dacă mingea nu era pe poartă, atunci se pune autogol. Se pare că dacă e pe poartă, dacă șutul e pe poartă, indiferent de câte ori e contrată, e deviată, adică, de exemplu, tu vrei să tragi în colțul lung acolo și mingea este deviată în vincul opus, nu e autogol, dacă se ducea deja pe poartă. Știi? Corect. Ei așa făceau până acum. Da, asta zic, că s-ar părea că nu mai e valabil această regulă. Așa am înțeles dintr-o intervenție TV. Trebuie să se și ratifice peste tot. O să vedem dacă e cazul. Asta spun, că de multe ori apar reguli de genul ăsta, de exemplu regula offside-ului, care știm numai în timpul vieții noastre că s-a schimbat de nenumărate ori. Da. Da? Tu știi niște chestii și dintr-o dată descoperi că nu mai e. Da, bun, asta nu e o dramă cu autogolul. Da. Înțeles, nu, așa, ca fapt divers. Pe undeva firesc că autogolul era ne la locul lui, întrucât în alte sporturi nu există. Și spuneam de... În handbal nu există autogol, în basket nu există autogol, da? În polo nu există autogol, adică ce dacă deviezi mingea? Clar că nu, știi? Deci fotbalul rămăsese după mine un pic în urmă, punctul ăsta de vedere, cu autogolul, cu... Era destul de jenant pentru statistică să tot numești pe unii care n-aveau nicio legătură la sfârșitul sezonului, numărai golurile unei echipe și îți dădeau cu 3 mai puțin sau cu 10 mai puțin. Ăia erau de fapt autogolurile, în fine. Trebuie să luăm publicitate, fraților, și sperăm să ne întoarcem.